Un protest al sindicaliștilor din învățământ a fost anulat azi de alaiul colindătorilor. Reprezentanților cadrelor didactice din Gorj nu li s-a dat voie să picheteze sediul prefecturii Gorj, deoarece urmau să-și facă apariția colindătorii. Prefectul județului, Cristina Cilibiu, nu a avut prea mult timp pentru problemele sindicaliștilor din educație, deoarece se pregătea să iasă în fața instituției să fie colindată. Pentru că nu au fost lăsați să protesteze, sindicaliștii din învățământ au lăsat o listă cu revendicări la cabinetul prefectului. Avem o serie de revendicări, în primul rând salariile foarte mici ale personalului nedidactic și intențiile guvernului privind majorările salariale din anul 2023. Cadrele didactice la așa mărire anunțată de către guvern de 10%, cadrele didactice vor primi decât un 2-3%, iar personalul nedidactic cu acel 10% nu vor ajunge la salariul din grila legii 153. Pentru a ajunge la acel salariu este necesară o majorare cu 24%. Am înaintat doamnei prefect revendicările personalului din învățământ, vor fi expuse și în Comisia de Dialog Social, cu rugămintea de a informa primul ministru și ministerele respective. Pornind de la faptul că și în acest an bugetul alocat educației este foarte mic, infim cu problemele cu care se confruntă educația în acest moment, respectiv 2,1%, și mai ales cred că aș puncta aici lipsa de respect acordat acestui sector de activitate. Gândiți-vă și dumneavoastră un salariu al unei îngrijitoare de școli care este în jur la 1900 de lei. Cum se poate trăi cu acest salariu? Ieri, sindicaliștii din învățământ au protestat la București în fața Parlamentului. Peste 700 de angajați din domeniu au pichetat sediul legislativului.